cu echipa în campionat. Două puncte în trei meciuri. Da, este un început, să spunem, nedorit de noi, dar trebuie să-l contrazic pe domnul Crăciunescu. Adică vorbeam la pauză cu domnul Cârțu, vorbeam cu ceilalți colegi, toată lumea era mulțumită de cum a arătat echipa. Gândiți-vă că Rapidul tot meciul a dat un singur șut la poartă. Ăla a fost gol. Da. Dar nu ne apucăm să punem pe seama ghinionului, dar asta e realitatea. Rapidul a avut un singur șut la poartă, tot meciul. Noi am avut ocazii, dacă vă uitați undeva la 7 ocazii mari, aduceți-vă aminte imediat după primirea golului cele două ocazii imense, una Bayram din 6 metri și una Pap sau Găman, nu mai știu exact. Bara lui Robulici, șutul lui Ivan scos de sub bară, adică din punct de vedere al jocului, eu nu cred că am trebuit să fim îngrijorați, sau mă rog, foarte îngrijorați. Trebuie să fim vis-a-vis de ceea ce înseamnă finalizarea, de ceea ce înseamnă rezultatul pe tabelă, dar supărarea este din cauza rezultatului, fără discuție. Da, păi asta e, până la urmă, totuși contează meciul acesta și mă gândesc contează și la nivel de încredere înainte acestei. Joci bine, dar când ești fără nimic de pe teren, nu influențează. Ok, haideți să vedem conjunctura. Noi veneam după un meci în care era obligatoriu să ne calificăm. Da. Veneam cu 3 zile, a fost cu 3 zile înainte acel meci. Mai mult decât atât, și psihic, și psihologic, și din punct de vedere al situației emoționale, meciul cel mai important este cel de joi cu Zoria. Vrem, nu vrem, toată lumea se gândea la el, adică s-a trecut foarte repede peste acest rezultat negativ și pe termen scurt, scopul nostru este calificarea în grupele cupelor europene. Ai greșit că punctele astea se mai recuperează din campionat, în fine, aveți timp să dar Europa. Vorbim de 3 etape, iar gândiți-vă că față de CFR avem 4 puncte minus, față de FCSB avem același punct sau avem un punct în plus, nu mai știu. Poate de aia l-a schimbat și pe, Ivan, că altfel... Nu, Ivan a făcut un efort extraordinar, l-a jucat cu infiltrații la gleză, a avut o problemă, acum este ok, dar chiar, într-adevăr, l-am schimbat ca să-l protejăm. Au fost mai mulți jucători care nu au jucat, am avut și acea accidentare nedorită a lui Găman, a trebuit să schimbe. Dar, repet, din punct de vedere al jocului, eu nu cred că ar trebui să fim extrem de supărați. La un moment dat ați stat un semnal de alarmă destul de serios, apropo de unii jucători, de implicare și mai departe. Răspunsul este cel pe care l-a așteptat sau nu? Da. Toată lumea s-a mobilizat, adică nu cred că poți să acuzi vreun jucător la meciul cu Rapid de lipsă de atitudine. Nu, toți s-au prezentat bine, au alergat, au muncit. Se pierde că e fotbal, dar sigur, nevrând, gândul nostru e la meciul cu Zoria de peste 2 zile. Apropo de asta, echipa sigur a trecut un hop despre care spuneați că e absolut obligatoriu cu Vlaznia. Veți fi înțelegător în cazul eliminării? Nu. Adică înțelegător ce înțelegi? Adică să spuneți, domnule, asta e, merge mai departe? Nu. Este șansa noastră, este o șansă imensă de a putea intra în grupe. Este un șansă pentru care am muncit în ultimii 5 ani, în sensul că ne-am calificat în preliminarii și am strâns acel mini punctaj pentru a fi cap de serie și în turul 2. Am luat o echipă accesibilă, dar o echipă, chiar dacă nu au jucat de mult timp, o echipă periculoasă, o echipă care are brazilieni veniți la lot, care au jucat amicale foarte bune în ultimul timp și va fi un meci foarte, foarte greu din punctul meu de vedere. Da, e clar. Ați văzut posibilul adversar dacă treceți de Zoria? Sau posibilii adversari dacă treceți de Zoria? Bănuiesc că e o întrebare retorică. Da, evident. Dar ce părere aveți? Că par destul de complicați și în condiție care că spuneați că aveți o șansă mare să intrați în grupe. Aveți o șansă să intrați în play-off. După aia vi se pare că e șansa la fel de mare cu Lugano sau Berceva? Nu discutăm acest aspect în acest moment. În acest moment toată lumea este concentrată pentru a trece în turul următor, după care vom lua pas cu pas. Dar astăzi, respectiv joi, toți suntem mobilizați pentru a putea trece în turul următor. Avem 2 meciuri, dublă manșă, jucăm al doilea meci cu Oblemenco, dar este important să avem un rezultat bun în prima manșă. Apropo, dacă intrați în grupe de Conference League, mai puteți juca la Craiova? Nu, un singur meci o să jucăm la Craiova, iar dacă avem puțin noroc, s-ar putea să nu jucăm... Da, un singur meci nu vom juca la Craiova, sau poate niciunul dacă primul meci vom juca în deplasare. Noi facem toate diligențele în acest moment pentru a avea acceptul UEFA, în sensul de a juca la noi pe stadion, maximul meci să jucăm în deplasare. Nu puteți juca încă o dată pe stadion la Craiova, că e un eveniment acolo.
Da, este un eveniment. Este așa cum este Antoldu la Cluj. Neverții la Constanța. Așa avem noi Intensity și sper să fie o emulație pentru oraș, pentru că este un eveniment important. Da. În rest, meciurile din campionat le jucați la Severin, nu? Nu, vom juca până primul meci, avem promisiunile că se va face tot posibilul, ca pe 17 septembrie meciul cu FCSB-ul să-l jucăm pe Oblemenco. Am înțeles, dar până atunci? Vor fi două meciuri, dacă nu mă înșel, sau unul sau două meciuri care le vom juca la Severin. La Severin, deci numai la Severin, acolo le jucați. Da, Mioveniul și încă un meci. Aha, da. Și dacă nu puteți să jucați pe Oblemenco, eventual în grupe Conference League, jucați la București sau unde? Nu luăm în calcul acest lucru. În acest moment, șansele sunt foarte mari să jucăm pe Oblemenco și atunci nu are sens să punem dropul de sare. Dar dacă nu, aveți altă opțiune? Dacă nu, că se poate întâmpla asta, e posibil. Bucureștiul este al doilea fief ca și bazin pentru suportul Universității Craiova și atunci e cea mai bună alegere. Aveam de ales între Arena Națională, Stadionul Ghencea, Astra Giurgiu și CFR. Sunt doar aceste patru terenuri acreditate pentru licențiate pentru grupele competițiilor europene. Aha. Și atunci cea mai bună soluție este Arena Națională. Da, nu mă gândeam că o fi al doilea fief al suporterilor craioveni, dar e principalul fief al unor adversari puternice. Nu asta de aia va fi interesant. Nu, este un oraș de 2 milioane și ceva de locuitori. Nu, să nu vină la meci, să susțină pe adversari. Noi am fost 25.000 în finala Cupei, veniți din Craiova, da? Deci ce discutăm? Nu se va pune problema. Suntem okay. Domnul Rotaru, dumneavoastră spuneți că ați fost mulțumit de jocul Craiovei, dar suporterii cum au fost? Nu, eu n-am spus că sunt mulțumit. Am spus că nu este îngrijorător jocul, sunt lucruri de îmbunătățit. Suntem la al treilea meci în campionat, deci venim după un meci foarte greu, și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic, ne așteptam un meci și mai greu după câteva zile și atunci ceea ce s-a jucat, să spunem, este acceptabil la nivel de joc. Dar nu înseamnă că suntem cei mai mulțumiți și suntem wow, ce echipă avem și ce jucăm. Da, Gigi Becali a spus că vi lasă pe Ișvan de la FC Argeș și luați? Nu ne interesează ce spune cineva, ea știți foarte bine că noi nu facem transferul prin presă. Noi, dacă facem un transfer, îl anunțăm după ce se semnează. Perfectează. Deci nu infirmați, nu confirmați? Nu discutăm, nu că nu infirm sau nu confirm, noi nu discutăm despre transferul prin presă. Da, pe rusul ați vrut asta, știu sigur că a ajuns la FCSB. Înainte să luăm pe Rivaldinho, prima noastră țintă a fost Rivaldinho. În momentul când am ajuns la un agreement cu Rivaldinho, nu am mai discutat. Noi n-am mai discutat de rusul de 2 săptămâni și jumătate. Am înțeles. Vor mai veni jucători acum în perioada imediat următoare? Mai aveți nevoie? Am înțeles de un portar. Cu siguranță. Nu portar. Nu căutăm portar în acest moment. Nu. Dar ce căutați? Căutăm încă un fundaș central pentru că Valerica s-a accidentat. Da. Căutăm o bandă stângă, o bandă dreaptă. Mai căutăm un mijlocaș central. Un vârf? Nu, avem 3 vârfuri în acest moment. Plus Ivan Patru, dacă e nevoie. Scriu. Da. Că de aia care să și scrie. Este un început de campionat. Nu putem să fim acum extrem de radicali în ceea ce privește randamentul jucătorilor. Venim după, dincolo că e un început de campionat, sunt doar 3 meciuri, dar am avut și o dublă în Albania, deci cu o echipă albaneză. Nu e ușor. Adică, vedeți noastră, FCSB-ul, prima etapă, au avut la 1-1 Clujul 3 ocazii imense. Da? CFR-ul trebuia să aibă 4 puncte acum, dacă Rapidul dădea gol în ultimul minut. Nu e ușor. Da, e adevărat, dar asta este problema echipelor importante care se califică pe europene. Corect, așa este. Joace mai des, să aibă stres mai mare, presiune mai mare, oboseală mai mare, asta este. Spuneți-mi și mie, scuză-mă, de ce un jucător atât de bun cum este Marković, cu așa de multe calități, nu puteți să-l determinați să aibă, să arate așa cum tu. Începem din nou discuția despre kilograme. Nu are nimic, de ce? O să spun orătarul că n-are. Nu are nici măcar un kilogram în plus. Are 89 de kilograme, are 10,5 țesut adipos, ceea ce este foarte bine pentru structura lui. Nu are nici măcar un kilogram în plus. Este un tip foarte mare de curaj. Ce putem să spunem de curaj? Toată lumea spune, îl vede, toată lumea îl vede cu kilograme în plus. Nu, a rămas această percepție din trecut
când într-adevăr a avut 10 kg în plus acum un an și jumătate la Clinceni, dar în acest moment Marković nu are nici 100 de grame în plus. Bun, așa să fie, gălmează, să-l vedem la gol. 89 de kg, are 1,90 m sau 92. Nu, nu, dar el are o conformație foarte mare, el are gambele foarte mari, meniscurile foarte mari, pulpele, adică el este un tip masiv, repet, aduceți-vă aminte de... Meniscurile cântăresc greu de tot. Da. Ca valoare așa, de lungă și greutate. Da, eu știu că aveți aceeași discurs, dar pare tuturor prea masiv și asta nu pentru că ne pare nu, că asta e egal cu zero, dar că poate să aibă probleme de tot felul de cazuri. Deci, de tot felul. Marković, am discutat cu staful medical. El este un tip masiv, nu un tip gras. Am discutat cu staful medical și mi-au zis nu îl ducem sub 89 de kilograme. Își pierde, antrenat, înceapă să pierde din masa musculară pentru că el nu mai are tesut adipos. Cum să facem? Să inventăm tesutul adipos, să-i scădem masa musculară? Sau pe cine se întreb dacă staful medical, dacă doctorul Stamatescu, care este și doctorul echipei naționale, spune că nu, aceasta este greutatea în care trebuie să stea, să-l înfometăm, să facem, ce să facem cu el? Dacă nu e caz. Da, pare un fenomen atunci, că n-am fotbaliști chiar în felul ăsta, n-am prea mai văzut, care să fie la greutatea asta atât de mare și să aibă conformația asta. Nu știu, pare că e complet special din punctul ăsta de vedere. Toți arată mai zvelt, mai uitați-vă lumea asta, arată mai, într-adevăr, mai cumva mai fuziform, așa mai... Da, el poate este că, un tip masiv. Poate că da, să sperăm că va reuși. Oricum, faptul că n-are un început de campionat bun vă deranjează? Ați avut vreo discuție? Repet, nu este, având în vedere contextul, început de campionat, jucătorii încă nu au ritm. Gândiți-vă că anul trecut a fost golgeterul campionatului României, dacă scoatem penaltiurile din ecuație. A avut cele mai multe... Tocmai de aceea așteptăm de la el, că altfel n-a vorbit. Dar nu putem să tragem o concluzie după 3 meciuri. Păi au fost 5, cred. Da, dar el a jucat 3 meciuri din 5. Da, ok, tocmai. Adică sunt niște lucruri care se întâmplă. Ea a trebuit să impună, să fie când câțiva tineri pe care mizăm, ele între ei. Da, și trebuie să-i sprijinim dacă după 3 meciuri... Păi îi sprijinim, spunem... dar ne întrebăm câteodată, dacă nu, dacă sunt invizibili, ne întrebăm ce se întâmplă cu ei, că deodată-s vizibil, după aia devine vizibil, uitați, de exemplu, Colici a jucat senzațional o perioadă la Craiova. Mie mi s-a părut unul dintre cele mai bune vârfuri pe care am văzut în România. Și de vreo timp mare, după accidentarea aceea, nu își revine la parametrii lui. De la accidentarea, de la meciul cu Puliaș. Știți când a avut el accidentarea? Acum mulți. Adică fractură de tibie și maleolă și așa mai departe. Anul trecut, în august. El în momentul acesta are exact un an de când a avut o accidentare care l-a ținut 7-8 luni de zile departe de gazon. Și fiind și un tip masiv, sigur că ia timp până când revine ritm. Este, adică nu trebuie să o spun eu asta, puteți să-i întrebați pe colegii noastre care au jucat fotbal în studio dacă este adevărat sau nu. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult când l-am văzut prima dată la Craiova, am zis, Doamne, uite un vârf. El a mai avut accidente, să zic, prima oară când a venit accidentat. Dar a revenit. A venit accidentat. A revenit, iar s-a accidentat. A venit și a dat primul meci gol cu Dinamo și pasă de gol, când Dinamo avea echipă bună, foarte bună. Mai există oferta pentru Marković de la Steaua Roșie, Belgrad? Nu discutăm în presă așa ceva. Nu. A fost o ofertă, a fost declinată. Nu discutăm... Au revenit la atac? Nu ne dorim să discutăm astfel de lucruri în presă și nu ne dorim să transferăm jucători spre exterior, adică spre alte echipe, în această perioadă. Am avut, de exemplu, propuneri pentru mai mulți jucători. Unii să-i transferăm definitiv. Și Gustavo? Poftiți? Și Gustavo? Da, Gustavo a plecat, dar a fost adus Hanca și Gustavo, ne aveam oferta pentru Gustavo de foarte mult timp. Venind Hanca, luându-l pe Hanca, nu avea sens să-l ținem pe Gusti, pentru că erau pe aceeași poziție, îl mai e pe Câmpanu acolo, poate mai aducem un jucător acolo și atunci făcea nou sens să stai cu două salarii foarte mari și cu doi jucători care pun foarte mult pentru fotbalul românesc. Da, dar numai să nu aveți partea accidentări, că atunci s-ar putea să... Aveți nevoie. Acesta este un risc în competiție. Putem să avem și noi. Poate să aibă FCSB-ul. Dacă vă uitați la banca noastră și la banca FCSB-ului sau la lotul nostru și al FCSB-ului, o să vedeți că noi stăm mult mai bine numeric și mult mai bine calitativ în ceea ce înseamnă lotul de 25. Și față de celelalte echipe. Adică noi avem pe bancă un Colici, să spunem, sau Marković, nu contează. Ai un Ante Rogulici, ai
un Câmpanu sau Hanca, ai un la mijloc ai Mateiu sau Pătrâi. Nu, Banca e ok, asta e clară, povestea e clară la FCSB. Acum au început și ei să aibă o bancă un pic mai bună, dar... Domnul Rătaru, de cât sperați dumneavoastră ca să intre Craiova să joace la parametrii la care se așteaptă și suporte și dumneavoastră? Deocamdată nu sunteți data. Adică, ca orice început de campionat, etapele astea deja trebuie să intrăm în rim. Dar o să fie o perioadă în continuare. De cât? Cam cât ziceți dumneavoastră că mai durea? Eu sper ca până la sfârșitul august noi să fim în rim. Gândiți-vă că noi jucăm acum joi seara. Da, suntem în august noi acum. Joi seara noi jucăm în Polonia. Venim, ajungem pe la 3-4 dimineața la cantonament. Toată lumea doarme pe la 5-6 dimineața după meci. Iar duminică avem meci cu FCU, deci nu este un program ușor, după care vine Zori acasă și mergem la Mioveni, sau vine Mioveniu la noi. Apropo de meciul cu FCU, aveți așa o teamă, pentru că FCU pare că joacă bine, obține rezultate, impresionează. Ar fi culmea să avem teamă. Nu e vorba de teamă aici, dar noi avem un meci cu Zoria. Acolo ne gândim toți. Nu ne interesează niciun meci cu FCU, nici cu FCSB, nici cu CFR. Nu ne interesează cu nimeni. În acest moment, noi... Păi, poate de-aia jucați așa, că nu vă interesează. Păi, poate de-aia nu evoluați la parametrii care ne așteptă, dacă nu vă interesează. Nu ne interesează până joi. De joi seara ne interesează următorul meci. Credeam totuși că vă uitați un pic peste meciul ăla, că e un meci local de interes, de vibrație aparte. Nu avem ce să ne uităm astăzi, astăzi toată lumea are un singur gând, calificarea în play-off. Da. Povestea lui Balin continuă să bâze, așa, dacă nu vă calificați, iar ar fi în pericol, e ceva adevărat? Nu s-a luat în calcul nicio secundă. Are absolut toată încrederea, e o muncă nouă, este un stil diferit de antrenor, este un antrenor mult mai organizat, un antrenor care trebuie să-și pună amprenta asupra echipei și sunt convins că va reuși. Nu avem dubii în acest sens. Deci sunteți mulțumit de cum a intrat la echipă, cum s-a integrat, sau în fine, cum își pune în practică. Da, este un început de drum, nu poți să faci peste noapte minuni. Au fost ceva mâriel de la jucători că pare un antrenor mai ferm, așa mai... Nu, dar nu, noi suntem un astfel de grup aici. Nu există așa ceva. Antrenorii sunt antrenori, jucătorii sunt jucători, fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui, conducerea e separată, fiecare își vede treaba lui. Sorin Cârțu este președinte, nu director executiv, Marian Copilu este manager executiv special pe plan sportiv, nu este președinte. Și atunci fiecare trebuie să ne facem treaba. Nu suntem analiști, analiza trebuie să-și o facă staff-ul, jucătorii ei investiați trebuie să-și rezolve întotdeauna orice problemă, dar nu există mărie. N-au existat niciodată. Astea sunt povești plecate acum câțiva ani de zile. Și nu, plecate din antecedente, că alții n-au rezistat așa de mult. Nu din antecedente, plecate din vorbe. Păi nu, dar alți antrenori care au fost la Creva n-au rezistat, că s-au schimbat mult. N-au rezistat, dar nu. De când sunteți dumneavoastră, cât s-au schimbat? 7 sau 8? Da, dar noi vorbeam mai acum despre mărie în cadrul grupului. Da, adică nu i-a schimbat vestiarul, vreți să spuneți. Nu, exact. Da. Ah, okay. Deși unii antrenori care au fost pe acolo au declarat Pițurcă faptul că exista... Unul singur și de acolo a rămas în memoria opiniei publice. Unul singur a declarat. Îl știm cu toții, da. Și a fost ca un alibi, dar și acest lucru a rămas în memoria colectivă a opiniei publice și pe semne că așa va mai dăinui o perioadă. Am întrebare, pentru că se pare că se naște o situație din nou neplăcută pentru ansamblul Superligii, a echipei de primă ligă. Dani Coman, ieri, și o să dezvoltăm subiectul, președintele Hermannstadt, a spus că situația este critică. Dacă nu vreți fotbal în Sibiu, ne facem bagajele și plecăm. Jucători neplătiți de luni de zile. Intrăm iarăși în logică, nici n-am început bine campionatul, și intrăm iarăși în logica aceea în care o echipă pare aproape de colaps. Ce comentarii aveți? Cât se va putea merge cu săbile astea deasupra capului? Eu cu Dani Coman am o relație foarte bună, cred că mai mult decât respect și prietenie. Dar privește greșit. Nu este normal ca un președinte de club să ceară ajutorul comunității locale. De ce noi, cei care investim în fotbal, gen Neluțu Varga, Gică Hagi, Gigi Becali, de ce noi să ne batem cu echipe politice? Ați văzut și noastră inepțiile pe care le spune primarul din Pitești. El ar trebui să se ocupe de electoratul lui, nu să fie președinte de club. Să-și dea cu părerea cum face echipa, pe cine vinde, de ce nu vinde. Și atunci ai o problemă în care te duci, faci o ofertă către un jucător și vine președintele de acolo care e pus politic și zice nu, domne, că noi avem bani, nu ne interesează.
Da, dar tu ai banii contribuabili alegătorilor și de fapt tu furi de la acel contribuabil ca să-ți faci tu o jucărie. Noi ne batem cu saci fără fund, cum sunt FC Argeș, da? Ok, Sepsi este într-o situație aparte, nu vreau să discut despre ei, dar ai Chindia Târgoviște și multe, multe alte... De ce nu vrei să discutați despre Sepsi? Că jucați pe același... pe aceeași masă de joc, ca să spunem, la aceeași masă de joc. Și este o echipă care, în teorie, este susținută, ăsta e adevărul, mai puternic poate decât oricare alta, și public și privat, dar din aceeași sursă. Nu suntem de acord cu nicio susținere externă. Fă-ți business-ul și planurile pe forțele tale și pe forțele banilor pe care trebuie să-i atragi, nu pe banii contribuabului, nu pe banii autorităților locale sau publice. Și atunci, Dan, sigur că e supărat că Hermașat are probleme, dar să cerem și noi acum ajutor. Gândiți-vă dacă Craiova ar fi primit de la primăria, universitatea ar fi primit de la primărie 1.500.000 de euro pe an, nu 4 milioane cât primește voluntariu sau X sau Y. De ce nu schimbați condițiile de licențiere dacă nu sunt bune? Pentru că nu, o să ne trezim iarăși cum ne-am trezit cu media și care nu s-a mai... O să dispară echipe dacă păi și atunci, nu sunt susținute de consiliile locale și primării. A, multe dintre ele e o discuție extrem de importantă pe care au născut cei de la Rapid, de exemplu, în povestea asta, Dan și cu Recte. Dar întrebarea era pur și simplu practică. Acum, ce faceți? Că dacă acești oameni intră în colaps, intrăm cu toții. Avem două foruri care spunem care reglementează activitatea. Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă, și atunci ei trebuie să vină cu soluții, cu idei. Să le păi cu ce soluții au venit domnul Rotaru? Că s-a întâmplat asta în fotbalul românesc. Ați văzut vreo soluție? Că n-am văzut. Nu, eu am spus doar că m-ați întrebat pe mine ce soluție este, iar eu v-am spus că nu este treaba mea. Eu nu spun că... Păi nu, dar vă afectează și pe noi. Și pe dreapta o să vă afecteze, stați liniștit. Ar trebui să schimbăm, iar o societate care activează în Liga 1 să fie o societate strict privată, fără bani din exterior, și atunci îi vor avea grijă și îi vor pune problema. Băi, mergem în Liga 1 ca să dăm faliment în 6 luni de zile sau stăm frumos în Liga 2, în Liga 3, la județeană, dar ei având bani nelimitați, da, pe semne că Hermannstadt și-a făcut tot planul de afaceri, pe câți bani o să le dea politicul în următorul sezon dacă promovează, și uite că au greșit acest plan. Dar ei trebuiau să-și facă pe ce pot ei să aducă, din drepturi TV, din publicitate, din ticketing. Și din sponsor. Da, am spus, publicitate. Da, asta da, este sponsor și cu un fotbal. Partener comercial, sponsor, da. Da, partener comercial. Partener comercial. Exact. O să vedem și răspunsul primarului din Sibiu, că e foarte interesant replica la ceea ce a spus Dani Coman. Bun, mulțumim pentru intervenție. Sperăm să se calificăm.